Salut și bine am găsit la un nou episod din Savage Lands. Hai să continuăm. Data trecută am construit noi niște chestii aici. Dar nu le-am terminat încă. Ideea e că o să trebuiască să găsim de mâncare în curând. Avem nevoie de mâncare. Hai să pun eu itemele. În principiu aș putea să folosesc asta ca pe un chest, dar dacă dispare și îmi dispar toate itemele o să fie aiure. Așa că hai să aruncăm ce n-avem nevoie momentan pe jos. Și o să putem să le luăm noi pe parcurs. Și avem niște stones aici. Hai să prindem ceva, un animal, să-l omorâm și să luăm carne. Cât de mișto e cerul în jocul ăsta. Dragonul e sus. Ah, uite, sunt niște chestii și aici pe care putem să le lutăm. Jocul tocmai a fost updatat, am impresia că pe 5 martie și probabil mâine sau, da, se va lansa în Early Access pe Steam. Am dat o atmosferă foarte faină jocul ăsta, asta e toată faza. Parcă și grafica arată mai bine decât cum arăta înainte după update-ul ăsta nou. Unde găsim noi ceva, un animal? Ori un lup, ceva... E un lup aici, dar pe ăsta l-am omorât noi deja. Aud lupii în depărtare, dar niciunul prin zonă. Am 8 de astea. Ah, uite un lup aici pe care nu-l lutasem și avem chiar ce avem nevoie. Hai să ne apucăm de gătit niște carne. Ok, forge items și pur și simplu ne ducem la food, cooked wolf meat. Și avem două bucăți, sper să-mi ajungă. Ok, una și a doua. Mi-a crescut destul de bine viața. Pot să mai dau foc la torță? Burned out. E burned out, dar în principiu n-ar trebui să pot să dau foc din nou. Poate nu mai merge. Eu o să mă acolo și o să o luăm noi pe parcurs. Așa, hai să mă uit puțin în crafting. Crude hatchet avem nevoie să facem. 3 stones, 2 așa. Ok, hai să luăm. Cum tai copacul acum? Asta e întrebarea mea. Pentru că nu mai am... Cu asta nu cred că merge să tai copacul. Mai avem niște wood pe aici din întâmplare? Da, una, două. Na, wood stick trebuie să avem. Ok. Hai să facem stick-uri. Și acum mergem aici, crude hatchet. Putem să facem stone axe. Worn stone axe. Hai să facem stone axe, poate e mai bun. Așa, și acum putem să mai tăiem niște copaci cu ăsta. În jocul ăsta nu cred că merge să dormi încă. Nu cred că au implementat funcția asta. Probabil o vor implementa pe parcurs, dar momentan nu e. Oricum e un joc survival fine. Mie îmi place pentru că e unic în comparație cu celelalte. Am prea multe de astea. Asta nu se stachează? Nu pot să stacheze astea. Hai să le punem pe astea înapoi, adică să le punem acolo și pe aia ne întoarcem și luăm și astea alte. Iar noaptea arată absolut, nu știu, superb, uite cum e cerul. Ok, punem astea aici. N-avem nevoie momentan de ele și focul arată bine. Ce mișto e.
Până când învăț eu cum să-mi fac un chest, să ținem toate itemele, o să le lăsăm așa. Aici mai avem nevoie de câteva wooden logs și niște sticks și o să facem o mini cabană. Uite, îmi dau și stick-uri ocazional astea. Probabil astea mai subțiri, dar na, acum pot să-mi craftez și singur, nu e problemă. Wooden log. Stai pe loc! Stai! Încă o bucată dacă îi dădeam. Ah, shit. Stai! Stai pe loc. Ca să luăm și noi niște carne să mâncăm. Așa. Bun, și avem mâncare. Avem și sniu. Și strong sniu chiar. Am avut noroc că l-am prins. Mai am loc în inventory? Nu mai am. Hai să punem astea acolo. O să punem toate logurile și pe asta o să facem și stick-urile pe parcurs. După ce terminăm cu logurile. Asta e casa dragonului acolo sus. Mă întreb dacă... dacă ne vom întâlni vreodată cu el față în față. Probabil că ne vom întâlni. Asta e cam ideea. Uite ce fain a ieșit. Să iau niște copaci din zona de aici, nu mă mai duc la depărtare mare. Așa, încă 3. Bun. Scrie acolo jos, game saved with pre-alpha version may be unstable. Au updatat jocul, dar vedeți, save-ul încă mai funcționează. Chiar dacă s-ar putea să nu fie atât de stabil jocul, dar măcar nu-ți face aceeași chestie ca în alte jocuri în care pur și simplu îți șterge salvarea jocului cu totul. Ok, ne spune chestia asta că s-ar putea să fie instabil, dar măcar ne lasă să jucăm. Deer meat. Două bucăți. Hai să și mâncăm. Să-mi fac până la 100%. Și acum crește și stamina din cauza asta. Pentru un joc atât de early, are foarte multe, foarte mult content în el. Deja. Adică, dacă, v-am zis, dacă ne uităm pe crafting, să vedeți cam câte chestii sunt. Vezi? Astea sunt numai armele, după aia avem armurile, vezi câte pagini sunt și tot felul de chestii, e plin de lucruri. Și alea cu lacăt sunt chestiile pe care nu le-am descoperit încă. Trebuie să le descoperi pe parcurs. Așa, și acum avem nevoie doar de sticks pe care o să le craftăm noi. Wooden sticks. Tot din logs le facem și pe astea. Dacă tai mai jos... nu, tot acolo. Nu e ca Needham Star unde poți să tai tu copacul cum vrei. E ca în majoritatea jocului survival unde se tai unde vrea el. Ei, și acum le craftăm în wooden sticks. Mai luăm și pe ăsta, mai pot să mai fac... da. Ai un schelet, bun. Ne ocupăm noi și de schelet și am construit cabana. Ce faină e, pe bune. Chiar e faină. Loot corps. Poate că nu prea am lumină aici. Ia te mă de aici. Ar trebui să-mi iau, să-mi craftez o armă împotriva lor, o sabie ceva. A, mi s-au distrus hainele. Shit. Fine. Ar merge să facem ceva aici. Pot să fac niște torse pe care să le pun pe perete, cumva. Hmm.
cred că am să-mi iau eu toate itemele astea și le băgăm în casă pe toate. Să le dăm drop aici. A venit și dragonul, auziți? Și mai erau vreo două, parcă. Niște stones, da. Și torța asta care nu mai funcționează. Ei, și ca și cum am avea un chest, practic e locul nostru în siguranță. Și putea să țin locul alti metalor la mine. Așa, le lăsăm acolo. Jocul folosește un vicinity tab, dacă ați văzut. Când ești lângă niște iteme, la fel ca în Daisy. Când ești lângă niște iteme, îți apar acolo, în vicinity. Bun, viața începe să-mi scadă. E din cauza că nu mai am mâncare sau... poate mi-e frig. Basic bandages. Ah, cred că da, asta e faza, mi-e frig și nici nu avem haine. Hai să mă uit ce fel de haine am putea să craftăm. Papuci. Uite, chestia asta aș vrea să mi-o fac. Metal face guard. Leather hide. Wooden log. Strong sinew. Ai nevoie de o grămadă de chestii. Sinew, strong sinew și leather hide. Crafted chain tunic. În primul rând, ai nevoie de... stai să văd dacă am leather hide vreun pic. Animal bone. Leather hide, avem ceva, dar nu cred că e foarte mult. Și bone dust. De astea două avem nevoie pentru a crafta. Wolf pelt. Cred că astea... ia stai. Da, avem nevoie de 3 de-astea. Leather hide avem nevoie de încă 2. Medium quality metal ore. Asta înseamnă că trebuie să mergem să mai dăm niște pietre. Avem niște pietre prin zonă. Cât de aiurea că am rămas fără haine. Că m-am bătut cu un schelet de laș, mi-a distrus hainele. Uite, mi-a dat una de aia de care trebuie. Totuși, cum facem noi strong sinew de ăla, că avem nevoie de o grămadă. Aia o să fie faza mai grea. Flint. Shit, începe să-mi scadă viața. Repede la foc. Ce facem? Că nici nu prea pot să mă bat cu ăștia. Hai să văd. Wormstone hammer. Worn metal axe. Sinew, avem nevoie de 2. Wood log. Low quality metal ore. Am putea să facem un worn metal axe. O sabie, ceva? Wood log, avem nevoie de medium quality metal ore ca să fac sabie, o gram 6 și 8 loguri. Nu e chiar așa de greu de făcut o sabie. Pot crafta sinew și avem nevoie de sinew. Și pot să fac și un backpack. Oh! Shit. Nu prea mai vreau să mă bat cu scheleții. Oh, shit. Sunt 2 aici. Probabil că o să mă omoare. Având în vedere că am ăsta aici, mai am spawn-ul aici? Asta e întrebarea. Ce o să fac? O să fac următorul lucru. Mi-arunc eu toate itemele pe jos. Și lăsă-mă...